timp de 4 zile, viitoarele vedete de la Clubul Sportiv Viitorul din Ialomița, România, au fost găzduiți de Academia Clubului de Fotbal Voivodina din Novi Sad. Ovidiu Lupșoară. Ionuț Dumitrache, președintele acestei asociații și antrenor la Viitorul, spune că au rămas plăcut surprinși de tot ce au văzut în această academie. Primul rând de condiții de infrastructură, de numărul copiilor, de numărul antrenorilor, de stafful tehnic care este aici la fiecare grupă și de faptul că față de România, și asta mi s-a confirmat din discuția cu directorul Academiei, domnul Gruici, modul de antrenament este un pic mai intens. Din punctul meu de vedere, sunt lucruri foarte bune pe care le putem învăța aici. Copiii pot pleca cu o experiență grozavă, dar și eu, ca antrenor, cu siguranță mă voi întoarce în țară cu niște experiențe pe care să le pot discuta cu oameni, să le putem planifica mai departe și la noi în țară, pentru că văzând intensitatea cu care se lucrează aici, văzând faptul că copiii sunt selectați de la cele mai mici vârste și se merge clar pe un proces de selecție foarte bine planificat și văzând dorința copiilor cu care se lucrează, e clar că cei de aici poate au un pic o rețetă mai bună decât ceea ce avem noi în țară. Drept dovadă și jucătorii vânduți de Voivodina în ultimii ani, faptul că în echipa mondialului sunt 3 jucători titulari care au fost crescuți aici pe terenul ăsta unde copiii mei astăzi sunt prezenți. Antrenorii de la Academia Ilia Pantelici al Clubului de Fotbal Voivodina Novi Sad sunt impresionați de talentul acestor băieți veniți din Ialomița. Pot spune că la centrul sportiv întotdeauna sunt activități, așa fiind și în cea de-a doua zi a lunii decembrie. Da, avem oaspeți din România care antrenează cu copiii noștri și pot să spun că am văzut printre ei jucători foarte talentați. Pot spune că sistemul de antrenament de aici și de la noi și cu cel din România se diferă foarte mult, așa că copiilor le este nevoie de o anumită perioadă de adaptare la antrenamente, însă ei au acceptat foarte repede noul sistem de antrenament și mă bucur de fiecare copil care dorește să vină și să antreneze cu copiii de la Voivodina. Noi suntem deschiși pentru orice mod de colaborare cu toții care vor aceasta. Copiii de la ACS Viitorul veniți la Novi Sad au rămas încântați de antrenamentele avute la Academia Voivodinei. Cu ce impresii vei pleca în Ialomița după antrenamentele de la Voivodina? O impresie foarte bună, deoarece copiii sunt foarte de treabă, pot comunica cu ei, chiar dacă nu știu perfect engleză, dar cu o motivație ca să învăț engleză din ce în ce mai bine. Ce ai învățat aici la Academia Voivodina? Că nu este bine să renunți, că atitudinea copilului face imposibil să devină posibil. O să plec foarte bucuros de aici pentru că ne-a plăcut foarte mult, antrenamentul este foarte intens și... Îți place Novi Sadul? Cum ți se pare aici la bază? Cu ce se diferă antrenamentele tale în România cu cele de aici de la Voivodina? La Voivodina este antrenamentul mai intens, mai multă forță, viteză și atitudine foarte mult. Cu siguranță o să le iau aceste momente, sunt unele momente foarte frumoase aici cu această bază sportivă frumoasă, cu niște copii foarte frumoși și bine, ne respectă, noi venind în România și da, am jucat și un meci în echipamentul celor de la Voivodina și am dat și un gol chiar atunci. Spunem... Ce se diferă antrenamentele aici la Clubul de Fotbal Voivodina cu cele care le faceți voi acasă în România, în Ialomița? Antrenamentele de aici, de la Voivodina, se diferă prin atitudine și dorință, foarte multă dorință. Adică și la noi la antrenament acolo este o dorință, dar nu prea este atitudine. Așa nu știu cum să mă exprim neapărat, nu prea alergăm după minge când greșim. Aici imediat după ce s-a greșit mingea înapoi, după minge să recuperăm. Chiar și eu la meci, atunci chiar am greșit o minge și am alergat, n-am fost să recuperez. Cum ți se pare aici la antrenamentele Clubului de Fotbal Voivodina? Ei se bazează foarte mult pe fizic și pe acest antrenament de fizic și pe viteză. Baza sportivă, orașul, cum ți se pare? Sunt foarte frumoase și superbe și dacă mai am ocazia o să mai vin. Ce ai învățat aici la antrenamentele Clubului de Fotbal Voivodina? Am învățat că trebuie să joci mult mai repede, mult mai intens, pentru că în România nu este chiar așa și e o mare diferență. David, cu ce impresii pleci de la antrenamentele Clubului de Fotbal Voivodina în Ialomița? Aici se lucrează mult mai mult pe partea fizică, copiii sunt foarte dezvoltați. La noi nu prea se lucrează pe partea fizică, noi intrăm în sală, nu...
dăm ture, nu facem ce fac ei pe partea fizică. Le vei practica în România tot ce ai învățat aici în Serbia? Da, ne-au mai învățat câteva scheme, câteva lucruri de alergare, mai multe chestii foarte frumoase. Adică la noi, la echipă, la Cășăreni, în Ialomița, este mai intens, lucrăm mai mult pe partea tehnică. Și aici? Mi s-a părut că se lucrează mai mult pe partea de forță, adică mai mult alergare de forță. Și pentru tine ce este mai bine, să lucreze intens sau să se lucreze pe forță? Care este părerea ta? Acum, când suntem mici, părerea mea este să se lucreze mai mult tehnica. Cu un staff tehnic bine organizat și dedicat fotbalului și copiilor, această asociație are un potențial bun de a crea fotbaliști de performanță. Nu ne rămâne decât să le dorim succes în activitățile lor de viitor.